de 2A, mai ieftin decât demonetizarea. Mamă, ce rimă nașpa am făcut. Probabil toți îl știți pe James Charles, băiatul ăsta cu make-up-ul care a distrus YouTube în ultima săptămână, doborând un record și posibil altul. Recordul pe care l-a doborât este... cei mai mulți subscriberi pierduți într-o zi. Și urmează să rodoboare recordul de dislike-uri, cred. În fine, în caz că nu știți ce se întâmplă prin afară și știți doar de chestiile plictisitoare din țara noastră, uită-te până la final pentru că, oh boy, o să devină spicy. Nice. James Charles ăsta este sau era considerat cel mai bun YouTuber de make-up și e băiat. O cam dat-o în bară, sincer să fiu. A făcut un oopsie, cum ar zice Felix de la Gălăoaia. Sincer, e super nașpa cum s-a intrat în biful ăsta în cel mai copilăresc mod posibil, bă. Avea Johnny Bravo ăsta o prietenă bună pe care o considera mamă, așa zice el, tati. Și tati asta are ceva firmă de pastile, adică bobe pe care le bagi și îți faci părul mai fabulos, cică. Și James Charles a făcut un parteneriat cu o firmă cu produse similare, care firma respectivă era rivalul principal al firmei lui tati. Quick shout out to Sugar Bear Hair. I met their team weekend one at Coachella and they really helped me and my friends out with sister security because it was crazy. Și după ce James Charles ăsta și-a cerut scuze frumos, tati asta s-a gândit să facă un video și să-i distrugă cariera. La propriu. Oh, nu! Cineva trage în mine! Oare cine este? John Wick! Mulțumesc că ai venit să mă apre de dramele de pe YouTube! Piu, 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 piu! John Wick 3, cel mai genial film. Avengers? Pff, atâta timp cât nu e Keanu Reeves într-un film, bă, acolo e locul. Glumesc, glumesc. Dar vreau să vă zic că John Wick 3 a ieșit și nu vorbesc de Fortnite, vorbesc de filmul în sine. Eu l-am văzut deja și pot să vă zic că e super genial, mai bun decât celelalte, după părerea mea. Așa că am zis să vă fac o surpriză și am vorbit cu băieții de la Cinemania și mi-au spus că organizează un concurs pentru John Wick 3. Tot ce trebuie să faci e să trimiți o poză cu biletul de la film și ei oferă 3 ședințe de antrenament pe poligonul de la Are Studio. Aveți ocazia să trageți cu arme ce se comportă 100% ca armele din film. Armele au aceeași greutate, funcționalitate de încărcare, inclusiv recul. Mai mult, pe poligon puteți încerca chiar sesiunea de antrenament a lui Keanu și sunt sigur că o să puteți face mai bine decât el pentru că ați jucat Fortnite. Și pe lângă asta, partea bună e că folosiți laser, așa că puteți participa și dacă nu aveți 18 ani. Tot ce aveți de făcut e să trimiteți celor de la Cinemania o poză cu biletul de la filmul John Wick 3 și eu o să trag la sorți 3 câștigători. Hei, cinemaniaci! L-ați văzut pe maestru în acțiune în 1, 2 și acum se pregătește pentru cel de-al 3-lea film. De fiecare dată când Keanu ne-a încântat cu stilul său de gang fu și cu ușurința cu care elimină asasini și mafioți, așa cum eliminăm și noi o cutie de floricele și un suc mare până se termină reclamele dinaintea filmului. Ți se pare ușor? Crezi că poți mai bine? Vorbeam de ce face Keanu. Ce facem noi cu floricelele alea, nu încercați asta acasă. Ei bine, stai liniștit. Frații tăi de la Cinemania ți-au pregătit un super concurs. Biletul de film la John Wick 3 te trimite direct pe poligonul de antrenament de la AR Studio. Aici tragi cu arme ce sunt copii fidele a armelor din film și pentru puncte bonus ai ocazia să încerci fix traseul de antrenament al lui Keanu. Arată-i lui John Wick cum se face treaba. Succes! Revenind la James Charles, bă, după părerea mea, în video de promo ce l-a făcut James Charles scria că e ad, deci înseamnă că a fost plătit să facă video ăla și că nu l-a făcut din propria inițiativă. Adică s-a trezit el într-o zi să zică că, bă, vreau astăzi să fac promovare la rivalul cele mai bune prietene ale mele. Nu s-a întâmplat chestia asta, videoul a fost plătit și din câte știu eu, tati și cu James ăsta nu aveau niciun contract, deci nu era legat de firma ei. Legal. Îi promova firma cel mai probabil pe gratis pentru că era prietenă. Da, e nasol să faci așa ceva, să promovezi firma rivală cel mai bune prietene, înțeleg, dar e puțin exagerat ce-a făcut tati asta. Loki a fost puțin pentru clout, știți ce zic, adică se observă prea tare chestia asta. În fine, după ce ăsta și-a cerut scuze, bine, normal, nu ar fi trebuit să facă chestia asta online, ar fi trebuit să meargă la ea și să discute face-to-face totul. Înțelegi ce vreau să vă zic? Dar na, puțin clout nu strică, puțin clout. Tati i-a distrus toată cariera lui James, a făcut un video de 43 de minute și are 47 de milioane de views, voi știți câți bani înseamnă asta? Holy fuck!
fac. În fine, în video ăsta tati o zis de fapt că James ăsta manipula oamenii, băieții mai exact, ca să fie insecure despre sexualitatea lor, adică să facă sexy times cu el, ca să fie mai pe înțelesul tuturor. Și chestia asta i-a distrus cariera lui James, pentru că lumea a devenit nervoasă pe treaba asta, înțelegi ce vreau să zic? Adică oricine ar fi nervos pe treaba asta, așa ceva nu faci. Dar oricum, nu este proof deloc, numai vorbe, și multă lume a zis că James i-a făcut asta și asta și bla bla, dar sincer ăștia par oameni care doar vor clout. De ce nu o zis de chestia asta înainte să fie toată drama asta? Nu înțeleg ce are de a face chestia asta cu brandul lui tati asta. Bă, nu-l apăr pe James Charles și nici pe tati, nu sunt fani la nimănui, nu-mi pasă de videourile lor și de cariera lor și așa mai departe, dar drama asta zici că e cea mai proastă telenovelă și mă jur și zic chestia asta sincer și 100% sigur de asta că e cea mai proastă telenovelă pe care ați văzut-o în viața voastră, dar nu înțeleg ce treabă are chestia asta cu brandul femeia asta. Da, e super de căcat, dar gândiți-vă că nu se întâmpla asta dacă tati nu făcea toată drama asta publică, pentru că i-au auzit că James Charles s-a dus să vorbească cu niște canale cu videouri despre drame. Amândoi sunt la fel de băgați în căcat, înțelegeți ce vreau să zic? Bine, James Charles mai mult pentru că n-a făcut chestia aia, înțelegeți ce vreau să vă zic? Se putea rezolva tot în privat fără ca nimeni să nu fie rănit. Și dacă chiar s-a întâmplat chestia aia cu manipularea de sexualitate, înseamnă că James ăsta chiar merită ce îi se întâmplă acum cu cariera lui, pentru că nu ai scuză, frate, la acțiunile tale în cazul ăsta. Indiferent ce s-ar întâmpla, nu ai scuză la faptul că te-ai folosit de faimă și de bani ca să manipulezi lumea să fie insecure despre sexualitatea lor ca să facă sex cu tine. E de ment rău să faci așa ceva. Dar încă o dată, toată treaba asta nu s-ar fi întâmplat dacă James nu ar fi făcut promovare la vitaminele alea. Deci practic tipa asta ar fi fost în continuare James Charles, cel mai bun prieten al meu, dacă nu ar fi acceptat campania respectivă. Bă, incredibil ce fac unii pentru bani și pentru propriul lor succes. Și să nu mai ziceți că lumea nu e egoistă. Bă, amândoi o greșit, dar mi se pare ireal că lumea nu vede chestia asta și din partea lui tati. Oricum, drama asta este peste tot internetul și sunt foarte multe chestii de zis, mult prea multe chestii de zis și de arătat. Așa că dacă vreți să mai fac videouri despre subiectul ăsta, rupeți like-ul, hai să facem 10.000 like-uri la video ăsta și mâine fac continuare la video, pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe de zis. Și în doar un video, nu în cap. Oricum, mersi frumos că ați urmărit acest video, vreau să aud opinia voastră în comentarii și nu uitați de un sub, un follow pe Insta și a, da, un like și primiți like me. Motherfuckers jumping in the mosh pit quick. If you got a big booty, better pop that shit. I've been looking for the beauty that'll rock my dick. Yeah.